Salut! E aproape ora 9 la Chișinău și în satul meu și aproape pe terminate campania electorală pentru alegerile locale generale care vor avea loc duminică, alegeri la care se vor mai alege și 4 deputați pe circumscripțiile în care au rămas vacante. Am promis că o să intervin până la sfârșitul campaniei electorale, chiar dacă nu sunt actor politic, nu sunt concurent electoral, am fost scos din cursă pentru că celor două comisii cărora le-am prezentat semnăturile mele au fost nesatisfăcute și au zis că nu am destule semnături bune. Totuși, asta nu mă face să nu particip la alegeri. Nu mă face să renunț de ciudă, de supărare la dreptul meu elementar, esențial, dreptul meu de a alege. Dacă n-am fost să fiu ales, măcar să pot alege. Nu am drept de vot în Chișinău, de aceea voi merge neapărat mâine sau chiar duminică în ziua alegerilor la mine în sat, la Pepeni, și voi vota. Probabil nu voi avea pe cine să aleg, pentru că am urmărit campania electorală de acolo, s-au întâmplat tot felul de chestii, unele mai urâte, altele mai formidabile, ca să zic așa, dar nu m-au convins ca să aleg unul dintre concurenții electorali. Sunt 7 competitori pentru funcția de primar, 6 din partea câtorva partide și unul declarat independent, dar care nu prea este și n-a fost niciodată. Și 6 partide pentru Consiliul Local. Niciun candidat independent n-a încercat să candideze la Consiliul Local. Pepeni sau poate au încercat și au fost descalificați, cum mi s-a întâmplat mie la Chișinău. Dar voi fi cu ochii și pe ce se întâmplă aici, în capitala Republicii Moldova, sau ce se întâmplă în alte localități, pentru că asta e firea mea de activist, de băgător de seamă, de cărcotaș, și neapărat voi mediatiza, vom mediatiza împreună cu colegii mei de la Curaj TV, de pe rețele sociale, și vom anunța, eu știu, observatorii internaționali sau observatorii locali sau concurenții electorali, dacă e cineva în care putem avea încredere. Oricum e bine că avem pluralism de opinii și pluripartitism și competiție electorală. Am înțeles că spre deosebire de Chișinău, în Găgăuzia, la Comrat, se pare, vor fi 64 de concurenți electorali pentru Consiliul Orășănesc, ceea ce mi se pare democratic și demn de imitat pentru cei din capitală. Pentru că am auzit unele partide care au zis că noi nu ne băgăm în această campanie electorală și majoritatea partidelor nu s-au băgat în campanie electorală, fie pentru că ele sunt partide formale, inexistente, există doar un președinte purtător de ștampilă sau o președintă, pentru că sunt și unele partide conduse de femei și care nu s-au implicat în campania electorală, fie au fost motivate cumva pecuniar să nu se bage, să nu se implice, să nu facă umbră pământului, și atunci mă întreb pentru ce există. Și am auzit și formatori de opinie, onegiști, jurnaliști, dezamăgiți că, iată, Andrei Năstase și cu Ion Ceban n-au participat la dezbatere electorale sau n-am pe cine vota și oamenii au de gând să nu meargă la vot, să boicoteze. Eu nu sunt de părere asta și prefer în locul unui boicot pasiv, absenteism la vot, prefer sabotarea, stricarea buletinului de vot, votul protestatar contra tuturor, și nu cum zice unul dintre concurenții de aici de la Chișinău, votați contra tuturor, votați pentru mine, ci chiar stricarea buletinului. Dacă nu ai pe cine alege, aplică ștampilă pe cel puțin 2-3 dintre ei sau dintre ele, dacă sunteți fericiți și aveți mai multe candidate femei, și faceți parte dreaptă, și atunci vor înțelege poate că sunteți supărați și nu vreți astfel de concurențe electorale. Dar să nu vă duceți la vot deloc, să stați în casă. Asta mi se pare păgubos și lipsit de logică, pentru că oricum alegerile vor fi validate. Oricum 25%
vor participa la vot. Moldovenii sunt implicați politic, le pasă sau sunt cumva mobilizați, unii chiar cu bani sau cu cadouri electorale. Am înțeles că organele de drept au și deschis un dosar penal în această campanie pentru cumpărarea votului, intenției de vot. Deci participarea va fi mare, poate jumătate, mai mult de jumătate. În mod sigur va fi cel puțin o treime, va fi cel puțin un sfert și deci alegerile vor fi validate. Deci nu obții nimic neparticipând. De asta eu vă încurajez să vă implicați, să mergeți la vot, eventual dacă nu se cere mare efort din partea voastră, dacă nu sunteți peste hotare, dacă nu trebuie să veniți pentru asta acasă sau dacă nu locuiți la Briceni, de exemplu, și aveți drept de vot, atenție, se poate vota doar acolo unde ai buletinul, în viza de domiciliu, viza de reședință în buletin. Dacă nu ești la Briceni și trebuie să te duci să votezi, de exemplu, la Roșu, Cahul sau Giurgiulești. Deci dacă nu trebuie să faci un efort foarte mare, fă efortul ăsta și participă trecând tot parcursul ăsta al cetățeanului alegător. Să vezi cum e amenajată secția de votare, să vezi cum sunt întocmite și prezentate listele, să vezi dacă nu se face publicitate electorală pe stradă, pe drum, în microbuz, în tren, în secția de votare, dacă cumva membrii biroului celor electoral nu fac publicitate electorală și vă arată cumva discret sau chiar deschis pentru cine să votați. Pentru asta merită să mergeți la vot în acea zi, ca să știți din prima sursă, să știți cu ochii voștri ce se întâmplă și cum se întâmplă, mai ales dacă nu prea aveți. Am vrut doar să pornesc posibilitatea de a participa cu mine în direct, adică de a apăsa pe butonul verde din partea de jos a ecranului ca să intri cu brega alături. Și iată, pentru că-s transpirat de emoție sau pentru că-s o leacă obosit, am apăsat alt buton și mi s-a deschis camera. Deci cine vrea să intre cu mine în direct trebuie să fie tot pe telefonul mobil și să apese pe butonul. Spun că nu mă sunați nici pe Viber, nici pe WhatsApp, nici pe Messenger, ci doar apăsați pe butonul verde din partea de jos a ecranului, telefonului, și astfel veți putea să participați cu mine în direct, dar nu țineți telefonul în poziția verticală, ci răsturnați-l, mai ales după ce ați acceptat invitația mea. Mai ieri am făcut un alt live și vă provocam să vorbiți, să vă exprimați despre felul cum s-a desfășurat campania electorală. Atunci mai era doar o săptămână înainte de alegeri. Acum campania electorală s-a încheiat, probabil sunteți derutați, descurajați, încă în ceață și nu știți pentru cine să votați. Totuși, aveți opțiunea vot contra tuturor sau mai aveți două zile să vă informați. Salut, Dorin! Salut, domnul Oleg! Da. Așa, problemă la noi în țară. Care? Alegerile? Noi venim peste hotare și n-avem unde vine. Spuneți, vă rog frumos, problema. Putem să o rezolvăm sau nu? În ce sens n-aveți unde vine? N-aveți casă? Casă este. Este casă, este masă. Pur și simplu, noi traiul care este decent, care pentru o familie nouă formată, nu pot să o conduci, acum să zic eu. Pentru 3.000 de lei, care e salariul minim sau 6.000 maximum, că treci la o gazdă, 6.000 de lei. Plătești gazul, plătești tot comunalele, plătești casa și unde ajungi mai departe? Eu cred că dacă ați participa la viața publică, la viața politică, ați putea influența și voi deciziile celor de acasă.
Dar dacă nu vă implicați și doar sunați din când în când Nu, și nu, întrebați. nu, nu, eu mă implic. Pentru că aici sunt părinții noștri, aici sunt Ultima. bunicii noștri în Republica Moldova, care sunt părinții, bunei care trăiesc, știi, cu o bucățică de pâine. Care nici ei nu știu cum o câștigă. Ai fost ultima dată la vot? La vot merg. Chiar acolo, de peste hotare? Eu sunt acum în Republica Moldova. Și chiar la Soroca, la Schinieni. Și Da. chiar acolo, eu să mergi la vot duminică, da? Eu merg duminică la vot, dar tu... E ca de exemplu. Așa, tu, ca om. Că eu știu ce să fac, cum să fac. Că eu știi cum, psihotare noi vedem că unul promite una, unul promite alta. Dar nimeni nu face nimic. Ia că a venit Badea Plahatniuc. A făcut 2 metri de asfalt și s-a mântuit, s-a dus, s-a dispărut. A venit Badea Șor, Badea Șor. Badea Șor ce a făcut? O da cârnaț, na, te ben așarăm și iar a dispărut. Un el. O rămas Jasmin să facă două concerte și iar și-o răzi înapoi. Problema e că trebuie să ne implicăm mai mult decât o dată în 4 ani la alegeri. Trebuie să le cerem socoteală celor pe care i-am ales chiar a doua zi sau după o lună, o săptămână de mandat, să le cerem socoteală. Să mergem la proteste, de exemplu, dacă organizează cineva din opoziție, sau chiar noi să inițiem proteste, scriem petiții, să-i dăm în judecată. Trebuie să fim cetățeni activi, implicați. Că altfel lucrurile greu să schimbă. Eu de Poate acord nu cu dă o dumneavoastră. inspirație de. Eu cu dumneavoastră sunt foarte de acord, de asta, pentru că am văzut că dumneavoastră mergeți pentru o dezvoltare a Republicii Moldova. Dar acolo polițiștii, alți procurori, alți toți ăștia, sunt contra dumneavoastră. Și eu, ca tare, și eu tot mi-aș lua, e ca ne vedem noi o Moldova întreagă, eu tot aș lua o bicicletă, să merg cu tine, dar dacă mă poți lua, ia-mă și bagajnic, cum să duci, pirusă. Ia-mi bagajnic și eu și eu cu tine. Pentru că de să ajungem, să ducem Moldova asta cum a fost odată, când era Ștefan. Eu nu cred că era mare brânză de Moldova atunci când era Ștefan, plătea pașalâc turcilor și era devastată de tătari, era stoarsă de boieri și de biserică. Deci nu era mare brânză pe timpul lui Ștefan cel Mare. Vreau să amintesc că atunci oamenii o duceau primitiv și mizerabil. Dar dacă tânjiți după vremurile lui Ștefan, s-ar putea să le aveți. S-ar putea să ajungă degradarea și sărăcia în așa hal încât să trăim ca în epoca medievală sau chiar ca în antichitate. Dacă mergeți psihotare și vedeți modele de comportament și de dezvoltare, de ce nu cereți celor Sau de acasă? tu poți să zici că dă să mergem pentru ruși, așa? Când era, când au chicat rubla, mâncau plăcinte din unii chicau, făină din unii găseau și popșoiul din unii nimerea, da? Hai, când au chicat rubla, dă să spunem atunci, când părinții noștri banii de la nunți băgau în bancă, un alta și când au ajuns, ce au ajuns? Dă să o luăm din istorie. Nu a ajuns părinții, că l-au luat de la bun început. Bun, deci nu boicotezi alegerile, dar nici nu-ți faci mari iluzii că o să schimbe Da, ceva în lume. alegerile astea, știi cum? Eu azi Plahotniuc, eu promit ca și ea și eu azi Șor promit ca și ea și ea. Eu Maia Sandu promit ca și ea și ea. Dar din toate promisiunile astea, a fi vreodată realitate? E ca una și eu pot să întreb. A fi vreodată realitate? Dă să facem, de exemplu, că oamenii deștepți ca tare, când să-i socoți, care din procuratură, care din justiție, care din oamenii mari în Parlament, de unde sunt oamenii veniți de la Nord,
La nordul Moldovei, sudul Moldovei, centrul Moldovei. Deși centrul dezvoltă cât de cât, nordul, sudul, nici de cum. La sud, cum a fost brânza de oaie, brânza de oaie rămâne. La nord, cum a fost sfeclă, sfeclomițânul, haideți să spunem moldovenește, sfeclomițânul, samagonca. Așa și rămâne, dar dezvoltare nimic. Nici drum, nici tu gaz, nici tu apă, nici tu nică. Clar, Dorin, mulțumesc Nu, pentru nu, nu, dar ce intervenție. mulțumesc, dar ce mulțumesc. Uite așa, toți primarii, promit din toate satele, din la nordul Moldovei, de la sudul Moldovei, de la centrul Moldovei, da? Dar sunt sate care la nordul Moldovei, la sudul Moldovei, ei n-au gaz, n-au apă, n-au nimic. De ce să nu mergem noi pentru oamenii ăștia, ca să facem ceva? Nu, noi vrem pentru centru, Chișinău, să nu pută de la Botanica, că acolo miroase urât. Of, canalizare, așa e? Dar oamenii ăștia de la nordul și la sudul Moldovei trebuie să-i uităm. Pentru că ei, Vreau da, să vă amintesc gata, spătere ne ies. Dar de ce? drumul de la Sărăteni până la Soroca și chiar centura Sorocei până la Apoi Coșeul încolo, făcut da. de turci pe banii americanilor, e cel mai bun din Republica Moldova. Deci iată, sunteți și voi uneori Nu, eu sunt de acord privilegiați. de tine, eu sunt de acord cu tine, drumul e bun, drumul e foarte bun, eu spun drept că eu merg, eu pot să adorm la volan, că drumul e foarte bun. Dacă de exemplu, Hai acum să dezvoltăm economie pe potriva drumului, dacă e atât de bun drumul de la Soroca. A dispărut omul. Și să fac loc altora. Timur Rusu, dacă vrea și poate să intre. Civac, nu te-ai săturat deja? Sau e sensul vieții tale? Să arăți, dar arăți chiar normal fizic. Eu în talpă, n-am înțeles reproșul tău, ci trebuie să arăți nenormal fizic ca să te intereseze viața politică, să mergi la vot sau ca să faci transmisiuni live, cum am văzut la mine într-un grup. salut, Oleg! Da, noroc. Da. De mult vreme să intru cu tine în conferință. Tot te-am urmărit cam la toate alegerile. Mă bucur. Nu știu, ar trebui un Te filtru. duci la vot? Din păcate, nu o să ajung. Pentru că nu sunt în țară. Ești psihotare. Da. Dar urmăresc situația politică la zi din Moldova, din România. Ce pot să zic? De fapt, ce vreau tot să spun de campanii în urmă și tot ba n-aveam timp, ba n-aveam, nu știu, curaj să intru în direct. Tu faci bine ceea ce faci, din punctul meu de vedere. Bine, te cunosc nu personal, dar avem foarte mulți prieteni comuni care te cunosc mult mai bine decât mine și mi-au povestit despre tine. Uneori mai calci pe marginea cărării, în ce sens, că duci în extrem anumite activități ale tale, știi? Din punctul ăsta de vedere, dar tu ai dreptate în ce și spui și faci. Doar că pentru marea majoritate a populației poate însemna o extremă care nu e văzută destul de bine. Tu ești foarte văzut destul de bine de oameni care, cum să spun eu, oameni ok, oameni care își dau seama de anumite lucruri care sunt logici în acțiunile lor și în gândire. Ce vreau să te întreb, tu acum, nu mai știu, ultima dată parcă strângeai semnături, dar nu ai reușit să strângi numărul suficient de semnături, da? Pentru a candida. Ba, suficiente semnături și le-am prezentat la timp, dar eu considerat că o parte dintre ele nu sunt bune și asta nu m-au înregistrat.
Da, tu și el care e îmblat din casă în casă, din om ca să strângi fiecare semnătură, alea nu au fost bune, dar alea tras la Xerox sau prin, nu știu, subsoluri fabricate, alea au fost bune. Da. La locale, numai independenții trebuie să strângă semnături, dar cei de la partide se înregistrează fără semnături. Acolo, la parlamentare, în circunscripția 33, toți au strâns semnături, dar nu știu de ce cei de la partide s-au simțit obligați să strângă 1.000, mai mult de 1.000 de semnături, chiar dacă necesare erau numai 500. Și ei au strâns atât de mulți semnături încât oamenii foarte greu semnau, că ziceau că ei deja au semnat. Sau semnau și nu spuneau că au semnat pentru altul. Și după aceea la computer apare că o semnat pentru doi. Dar legea e aberantă că nu permite să semneze decât pentru unul. Și uite așa, au făcut ei legi ca să ne întindă curse de capcane și să-i scoată din competiție pe cei care nu vin. Înțeles. Da, e destul de complicat din punctul ăsta de vedere, pentru că, uite, de exemplu, eu am plecat de la 14 ani, am plecat la București, am stat acolo 12 ani. Și acolo un om putea să-și ofere susținerea pentru 11.000 de candidați, adică nu era o problemă din punctul ăsta de vedere. Ar trebui lucrat la chestia asta. Dar tu pentru ce ai vrut să candidezi? Ai vrut să candidezi la Chișinău sau la tine în sat? Nu, la Chișinău, în Consiliul Municipal și în circunscripția 33, câteva localități din suburbia Chișinăului pentru Parlamentul Republicii Moldova. Acolo a fost Andrei Năstase și acum candidează fratele lui. Și erau 13 potențiali candidați, au fost înregistrați numai 6. Îți dai seama că i-au ales pe cei care să le convină lor, pe ceilalți i-au scos din cursă ca să nu le ia voturile. Da. Viața trece, noi luptăm și astea. Și rezultate greu de obținut pentru niște oameni corecți, oameni luciți la cap care vor binele societății. Dacă, bine, nu poți să-l dorești la toți binele, dar sau să ajungi să-l faci la toți, dar măcar la o parte. Ca o sugestie, nu știu cum o să vezi, pentru că eu cât am fost în România, am fost implicat și în politică oarecum. La un moment dat chiar îmi cereau părerea politicieni care au ajuns în Parlament, deputați vreo două mandate prin Moldova, îmi cereau părerea, băi, cum să facem așa, Moldova, cum să facem așa. Doar trebuie, din punctul meu de vedere, iarăși, eu aici îmi exprim doar punctul meu de vedere, nu zic că eu am dreptate sau că, dar pentru tine ca să faci o analiză, ar fi destul de ok să încep de jos, cu toate că tu ești la nivelul societății de jos, da? Între oameni, astea, ca să ajungi la un nivel de conducere, cum sunt acum alegerile, într-un sat, cel mai mic sat din Moldova. Ei, câștigând acolo un mandat, arătând oamenilor, nu numai cei din localitate, dar și din localitățile, da, vecinii, nu știu. Tu ești foarte mult expus pe internet, prin frații tăi, prin prietenii tăi, prin curaj tăi, dovedind că, uite, așa da, uite, așa se poate, poți să accesi tot așa mai departe, Consiliul Raional, Parlament, tot așa. Deși nu, la un moment dat, chiar să înființezi un partid. În România, cu trei persoane înființează un partid. În Moldova nu știu cum e legislația. Trebuie 200 de participi la alegeri de semnături. Ce anume? După aceea îți trebuie 200.000 de semnături ca să participi la alegeri. Deci nu te ajută că ai înregistrat partidul cu 3 oameni dacă după aceea nu poți să participi în cursă decât cu Ah, ok, 200.000 de semnături. bine. Ăștia sunt pași de urmat în viitor. Dar ca început e destul de ok cum ți-am zis, din punctul meu de vedere, la nivel local să demonstrezi, să vezi, pentru că sunt foarte multe. Dacă ai auzit de conceptul de business angels, chiar și în Moldova s-a lansat, da? Ai o idee, ai prezentat-o cuiva, un proiect, un plan de afaceri, există un grup de oameni cu un capital dedicat strict pentru startup-uri. Ei, pe principiu business angels, ai putea dezvolta un sat care el nu are drumuri, nu are, nu știu, nu are gaz, nu are apă curentă,
poți să dezvolți chestia asta prin cunoștință. Tu ai foarte mulți cunoscuți, foarte mulți oameni te urmăresc, văzând eforturile tale, dedicația ta, cu siguranță o să primești, nu-ți trebuie neapărat fonduri europene. Acum nu mai știu care e situația cu atracția fondurilor europene, americani, japonezi, chinezești, Moldova, dar chiar din mediul privat, de la diverse agenți economici, poți să primești susținere ca donații din partea locuitorilor localității respective. Dar asta doar început să fie. Pe? Mulțumesc pentru sfat. Iată, la anul începe ciclul electoral în România cu alegerile locale și după aceea parlamentare. Mă bag și eu în politica românească și o să încep așa cum zici tu, de la locale, după aceea parlamentare și o să vină vremea da, prezidențiale și eu... Vezi că eu te-am văzut foarte mult pe tine... Eu te-am văzut pe tine foarte mult în Moldova, cu toate că ai stat foarte mult în România. De asta ziceam că acolo, la tine, în zonă, ai putea mult mai ușor să fii votat. Pentru că în România știm cum stă treaba, cu partidele, cu clanurile, cu nu mai știu ce. Vrei să zici că la noi nu se votează, nu votează oamenii după neamuri? Probabil. Probabil, nu știu, am din 2005, 14 ani, 14, 15 ani, de când am plecat din Moldova. Pentru intervenție m-am bucurat să te aud. Înțeleg că ești în Europa, nu? Da, sunt în Germania. Vezi că în Germania poți să mergi la vot duminică și să alegi unul dintre cei 11 candidați pentru circumscripția 50 diaspora în locul Maia Sandu, unde am candidat asta iarnă și eu și am fost. Corect, locul corect, 4, da, este în circumscripția 50. Da, trebuie să văd unde sunt secții de votare în apropierea mea. Cred că vor fi 2 sau 3 maxim pe Germania. Da, știu că cele mai multe sunt în Franța și în România, dar poate găsești una apropiată de tine și să te simți implicat. Mulțumesc pentru intervenție, mai așteaptă oamenii pe fir, așa că o să te rog să îi lași sau te scot eu. Gândurile. Bine, ocazia cu care l-am ajutat să iasă și îl invităm pe Vladislav Apostol să ne povestească cum stă treaba la Trușeni, dacă mi-amintesc bine, băiatul e de acolo. Sandu Ducu mă întreabă dacă îl primesc în echipa lui. Sigur, pe oricine, oricând am primit în echipa mea. Echipa mea înseamnă cel mai des oameni voluntari care fac activism civic, filmează, publicăm împreună pe același blog Curaj TV sau pe diverse grupuri de pe Facebook, Microfonul Liber, grupul atei și agnostici, grupuri de activism ecologic, o grămadă de Curaj TV, Curaj MD, Curaj Net, avem o grămadă de platforme pe care se poate exprima oricine dacă vă dă voie, mama, partidul, bunica, nevasta, dacă aveți curaj să țineți un telefon în mână și să filmați, deschis sau pe ascuns, cumva așa îl ții la ureche și încolo filmezi pe ascuns și după aceea îi trimis lui Brega video și Brega îți garantează anonimatul. În felul ăsta voi puteți implica voluntar în echipa lui Brega. Deci îi primesc pe oricine, dar nu oricine rezistă. Cineva îmi zice, Katia Roset, nu pierde timpul cu el. Eu nu cred că am pierdut timpul cu nimeni dintre cei care m-au sunat și am vorbit în direct. Și de aceea vă rog să fiți și voi îngăduitori. Oameni buni, aveți grijă de Oleg. Este om bun, zice tot Sandu. E n-a de pleșcă, îmi pare că aveți show. Nu e show. Da, salut. Noroc, din Tușeni, Vladislav. Da, de la Tușeni totuși. Eu da. Pentru prima dată trebuie să votez, 18 ani. Uh-huh. Pentru că nu m-am decis. Mai am încă o zi mâine. Uh-huh. Și trebuie să votez candidat din primarul nostru și cel de la oraș și consilierii și
Asta la Parlament, cum se cheamă? Exact. Buletine de vot o să primești. O să debutez cu 5 buletine de vot. Cam Două greu? consilii, două primari și un deputat o să trebuiască să alegi. Da, Sau o da. deputată. Acolo aveți și femei pe circunscripția 33. Cred că pentru satul nostru trebuie cineva care bun să rezolve toate problemele. Nu numai pentru o bucățică de sat, pentru tot satul să De facă. acord. Și mai amuză până să mai decid. Na, și ziua de duminică poți să te documentezi, că nu interzis, scot tot ce ești pe internet, la televizor deja nu o să mai dea publicitate, dar pe internet, pe declarațiile lor, poți să găsești dezbateri televizate, mai privește și duminică seară, până cel târziu la ora asta, ora 21, poți să mergi la vot. Deci mai sunt 48 de ore până la închiderea urnelor de vot. Da, tu unii îți votezi în sat la tine? Da, merg la mine în sat. Că acolo am viza de domiciliu. Am primit multe ziare, gazete, prin porți. Cred că am curile pline. Da, cele nu prea sunt ziare, sunt foi de propagandă electorală. Ei, tot din banii publici. Cam exact. Așa. Da, din bani furați de la oameni. Da. Mai am. Sunt chiar, cum zici tu, din bani publici, sunt banii acordați partidelor pentru viața lor politică. Iată, candidații independenți nu au nici bani pentru participarea lor în electorală și nici măcar nu sunt puși în condiții egale cu partidele. Deci, iată discriminare de pe câteva fronturi. Partidele n-au destul de semnături pentru campania electorală locală, partidele primesc bani de la buget, independenții nu și tot așa. Nu știu. O să afli, când o să crești mai mare, o să te implici poate și în partide. Să vedem cum o să-ți placă duminică prima participare la vot. A să văd. A să văd. Mai e vin, când o lecțică, o lecțică. Sută de metri. Și... Are iară, că nu se termină democrația cu alegerile de duminică. Da. Dacă erai și la noi în primărie să candidezi, erai schimb ceva în sat la noi. Sper că da. Numai că n-am încercat să candidez pentru Consiliul Local Trușeni sau pentru funcția de primar la Trușeni. Era o idee. Mă gândeam să încerc să candidez la Trușeni, la Durlești sau la Cricova. Nu m-am gândit și în genere nu prea vreau să candidez într-un sat, că nu cred că satul are viitor. Trușeniul nostru e ca un oraș. Este trebuie Dumbrava, este Trușeniul e mare satul și trebuie un primar foarte piernic ca să țină și partea și partea noastră. Trebuie rezolvi probleme. E mult mai mare decât orașul Cricova, de exemplu, ca populație. Da. Dar e oraș. Trușeniul recunoaște și tu, e o baltă, e o... Ce? Localitate rurală, pe unde te întorci e praf, glod, nu are canalizație, nu are apă potabilă, apa ce e burcută, puturoasă, nu se socoate apă potabilă, nu poți nici să uzi florile cu ea. Da, murdar. Și... Mihai Pascari mă întreabă dacă mi-au admis candidatura la alegerile de primar. Mihai Pascari, nici n-am încercat să candidez la funcția de primar. Doar pentru Consiliul Local am încercat să candidez și pentru Parlament, dar mi-au respins ambele candidaturi. Pe comunitate la noi scriu cine au adus trolebusele? Totul sau primăria? În demagogie. Nu, eu am adus trolebusele. O adus cine a putut. Vrut că electoral. Dar eu vreau să vă amintesc, de vreo 2 ani fac pe internet petiție și am strâns semnături, multe semnături, ca să aducem trolebuzele astea fără fir la Trușeni. Dar nimeni nu știa. De asta și nici eu nu insist, pentru că nu vreau să fiu demagog. Eu doar am cerut să se aducă trolebuze. Ei bine, acum o parte din probleme s-a rezolvat, dar cei care din Ivașcova, din deal, de la biserică, cei cum ajung? Tot așteaptă microbuzul 135, insalubru, murdar, cu atitudine bădărănească, care înconjoară peste tot până când ajunge acolo. Așa-i. Și care de trei. Satul nostru așa de aproape de oraș și așa multe probleme. Primarul ăsta care a fost numai prin dosare, prin fel de fel, nebunii de-a lui.
Urc pământurile. Sper că Așa. nu mai candidează, nu? El? Nu, partidul lui, văd că s-a distrus o lecție. Epidemie, știi? A, nu cred. La mine în sat e tare. Liste de candidați. Chiar un coleg de clasă al meu candidează din partea Partidului Democrat în care era Da? postul. Asta. Și trebuie să mă decid încă o zi mai am și seară bună. Bun. Inspirație și să mergi neapărat la vot. Sper Da, să-i convingi și alți tineri ca tine. A fost un tânăr care va vota prima dată anul ăsta. Sper să nu doar voteze, ci să și aleagă și să aleagă inteligent, astfel încât să nu regrete în următorii 4 ani, în următoarele câteva luni imediat după alegeri. Dar să știți că nu e nimic bătut în cuie și nu e definitiv. Primarul oricând poate fi rechemat din funcție. Se poate face referendum de rechemare din funcția primarului. Consilierilor tot așa, li se poate cere ridicarea mandatului și deschiderea dosarului penal dacă îi vedeți că fac matrapazlâcuri, ilegalități. Important e să cunoașteți legile, drepturile, să aveți încredere în funcționarea lor, în funcționarea statului de drept și să cereți respectat ca aceste legi și statul să funcționeze. Despre asta pledez de câte ori am ocazie, despre asta am încercat să vă conving și azi în intervenția mea. Intenționat am pus titlul cu sens echivoc, neclar, ca să credeți că aș fi și eu în mintea celor care zic că sunt dezamăgit, nu mă duc la vot. Nu m-au înregistrat în cursa electorală și nu mă duc la vot. Nu e adevărat. Și chiar dacă nu m-au înregistrat, iată, am demonstrat, am fost hârtie de turnesol a noii guvernări, care a schimbat componența cecului, a schimbat legile electorale, a numit funcționarii electorale în Consiliul de Circumscripție Chișinău, dar n-au făcut să funcționeze lucrurile mai bine decât vechile regimuri. Oleg. Salut, Iulian! Auzi, vreau să am urmărit live-ul tău și să știi că faci niște dezbateri puternice, niște dezbateri care noi oameni intelectuali, care ne pricepem destul de bine la aceeași gândirea ta logică care o faci, să învățăm din ceea ce alții nu ne învață. Alții ne învață lucrurile negative decât ceea ce tu pledoariezi pentru binele nostru și pentru populația din Republica Moldova și din Chișinău. Am văzut și cu băiatul acela care, săracul, na, e la începutul vieții și încearcă să învețe ceea din politică. Sau cum mai spuneau ceilalți invitați, că de ce nu candidez? E simplu să spună, dar e mulți nu susțin, doar propun. Dar haideți să susținem ceva când vrem ceva să ajutăm cineva. Să-l susținem cu adevărat. Sau cum spunea celălalt coleg, că să facă parte din echipa ta, Curaj TV. Ideea, cum ai spus și tu, cum fac și eu, filmez și punem pe Curaj TV, dar ca să vin, nu mă poate lua Oleg Brega din mână, hai du-te acolo și filmează, sau hai du-te acolo și adun și pune. Dacă vrei să faci singur din propria cunoștință, ai, de aceea se numește, eu merg pe ideea asta, Curaj TV. Ce înseamnă Curaj TV? Ca să înțeleagă toată lumea gândirea mea ce înseamnă curaj, să ai curajul, să nu te temi de nimic, să nu ți-i frică de cineva că, băi, vine și te insulte sau cea, nu filma, nu, ce nu. Trebuie să ai curaj să demonstrezi că, într-adevăr, faci un bine, salvezi ceva prin a filma și a posta public. Nu să fii teamă că e politic, nu știu, nu, asta e o prostie, o dematologie foarte proastă. Mulțumesc, Iulian, tu te prezinți ca intelectual și văd într-un comentariu, zici că vrei să candidezi la funcția de consilier local în Republica Moldova. Aș fi vrut! Nu e păcăleală, pentru că nu poți, n-ai cum să candidezi, cât timp nu ești decât cetățean român. Nu, deci mă referam, Olem, mă referam la ideea, fiindcă aș fi vrut să mă mut în Republica Moldova, fiindcă mi spar niște oameni, sincer le spun, vorbesc cu... Chiar și cu primarul de la Chișinău, Dorin Cheptoacă, vorbesc pe Facebook și nu am spus la nimeni, e singurul care află că am o prietenie foarte strânsă cu Dorin Cheptoacă. Și vreau ca să spun în primul rând că văd niște oameni foarte culți, niște oameni cu mintea sclipitoare în Republica Moldova. Felicitări de cei din Republica Moldova toți!
fiindcă la noi aici mintea românului e slabă. Dar piți prut, piți graniță la voi acolo, oameni cu o gândire cum ești tu deosebit. Jos pălăria pentru Republica Moldova și toată stima de la noi de aici, din partea Târgu Mureșului. Eu mă aflu acum la Târgu Mureș, iar cealaltă săptămână voi transmite o videoconferință de la poliția și de la audierea poliției care le voi trimite pe Curaj TV. De aceea susțin Curaj TV și îndemn tuturor cei care, cum ai spus și tu, întoarce telefonul și filmat. Dar să aveți dovezi clare, nu cum spunea un coleg, Sandu, că am ceva de cazul de corupție. Oleg, nu poți să bagi dacă nu există dovezi clare și concrete. Nu facem acuzații, afirmații și nu ce. Concretizarea prin documente, prin ceva în care să atesti lucrul celălalt ce bănuiești. Nu că eu mi-o furat și n-a papucu, dar nu știu dacă am martor, știi, dar mi-l-o furat. Nu, asta niște prostii. Trebuie ceva serios. Exemplu se iei de la tine. Că toți vor să pare pe Curaj TV să ajungă vedete pe YouTube. Dar trebuie să știi să realizezi un material, trebuie să știi să te exprimi, fiindcă vede atâția oameni. La mine, dacă se uită oameni pe Iulian Ungureanu pe YouTube și vede, pe eu știu exemplu am luat de la tine, cum se filmează, cum se editează, cum să nu greșești într-o filmare, să știi să faci titlul de exprimare. Deci sunt niște lucruri, nu orice om poate să filmeze, ca să nu spun alte cuvinte rele. Deci trebuie să fim pregătiți pentru a filma, a edita un material video sau un material discografic. Trebuie să fim bine pregătiți, să studiem, să cunoaștem în primul rând limba și ortografia scrisului. Pe urmă comentarea și filmarea și celelalte. Dar dacă nu știm să ne exprimăm, să scriem degeaba sau să vorbim sau să înjurăm, nu ne ajută la nimic. Să filmăm clar, omul să înțeleagă, să găsească însușirea filmării. Nu prostia filmării, că filmez ca să ajung și eu, că am văzut doi câini sau nu ce, nu. Lucru care să fie banal și să fie din rezolvarea autorităților și competența autorităților locale sau publice. Mulțumesc, Iulian, pentru intervenție. Mulțumesc din suflet eu că m-ai acceptat. O seară bună și Doamne ajută! Să te auzim și Botoșani, acum a zis că e la Târgu Mureș. Tania Cabac, de la mine din sat, zice, degeaba te luți pentru dreptate. Este Dodon, Plahotniuc, Maia, care au neamuri. Șapși. Dar eu nu mă laud cu neamuri. Eu mă laud cu principialitatea, cu consecvența, cu incoruptibilitatea mea. Da? Și atunci unii oameni mă susțin. Totuși, de ce nu ți-a admis semnăturile? Mă întreabă Mihail Pascari. Cum au motivat? Au motivat că multe dintre acele semnături n-ar fi bune. Căci că trebuia pus pe altă foaie semnăturile din fiecare sat aparte. Pe când acei oameni locuiesc în aceeași circunscripție numărul 1 Chișinău și ei toți vor putea să voteze pentru mine dacă eu candidez. Ei au considerat că trebuie să pun pe foaie aparte, dar mi-au dat numai 12 liste de semnături, iar localități cu primărie în jurul Chișinăului sunt 19. Și numai două astfel de liste am avut în care i-am pus pe toți din suburbie, așa cum mi-au spus ei la telefon. Ei bine, nu le-a plăcut chestia asta, cele două liste de semnături le-au brăcuit, au zis că nu-s bune și am rămas cu prea puține semnături ca să pot fi înregistrat. Am contestat asta la Comisia Electorală Centrală și aceia au zis că net, doar unul s-a abținut și 8 au votat împotriva contestației mele. Am înregistrat în instanța de judecată contestație și aceea tot mi-a fost respinsă la judecătoria Chișinău. Și așa că am rămas pe din afara procesului electoral, doar în calitatea de alegător, nu și de concurent electoral. Mihăiță Sipică zice, eu sunt din România, dar urmăresc de ceva timp pe acest om. Voi cei de acolo ar trebui să-l sprijiniți. Fugiți după conducători măreți, dar greșiți. Educația, onoarea, simplitatea și umilința caracterizează pe acest om. Eu așa cred. Ia uite ce mă laudă unul din România. La București și atât de grabă, fac 3 ani de când sunt acolo.
Și mulțumesc tuturor celor care mă susțin de în România. Datorită publicului din România, am încasări din publicitate de pe YouTube care îmi permit să fiu independent financiar, să nu trebuiască să mă angajez undeva. Deci eu pot să cercetez viața politică, să mă implic în viața politică, am timp să merg prin instanțe de judecată, datorită publicului numeros din România care îmi fac posibil această independență pecuniară, financiară. Chiar dacă mai trăiește, se miră Traian Bărăian. Da, trăiește și, culmea, vrea să ajungă din nou în funcția de primar, în care a fost ales de 3 ori la rând de către cetățeni și din care și-a dat demisia acum 2 ani. Cum vrei să candidezi din nou la funcția din care ai demisionat tu cu mâna ta? Îmi pare aberant ce face Chertoacă. Și sper să ia acum sub 2%. Tania Cabac zice că mă susține și ea, ca pe vecin. Mulțumesc, Tatiana, sper să ne vedem duminică la vot, dacă ziceai că votezi în sat. Suntem în aceeași secție de votare, dacă suntem vecini chiar peste 2 case. Cum pot să te votez din Italia, întreabă Igor Obreja. De data asta nu mă puteți vota din Italia, asta iarna am candidat în circumscripția 50. Și atunci ați avut ocazia, dar nu știu de ce 82% dintre alegătorii din diaspora ați preferat-o pe icoana Maicii Domnului. Și asta m-a făcut pe mine să mă supăr, pentru că după icoana Maicii Domnului ați votat candidata mafiei a Partidului Democrat și pe candidatul Partidului Socialiștilor, care e o altă mafie prorusă. Și eu abia al patrulea am ieșit după icoana Maicii Domnului și după cei 2 candidați mafioți. Și asta mi s-a părut trist, revoltător, nedemocratic. Cu 82% să o votez o candidată din 13 candidați, asta mi s-a părut iz de totalitarism. Și aveam mari așteptări de la cei care au plecat peste hotare și au văzut viața în Occident. Și de aceea v-am boicotat de data asta. N-am candidat în circunscripția 50, chiar dacă ar fi fost cel mai ușor să strâng 500 de semnături, stând din nou la kilometru zero și strigând semnați pentru Oleg Bregă. Pentru că puteți să semneze oricine, și vecina mea de la 2 case, Tania Cabac, și oamenii ăștia care mă țin aici la Chișinău, oricine de la Durlej, de la Trușeni, de la Briceni, toți pe aceeași foaie puteau să semneze pentru mine și aș fi putut candida. Dar nu, v-am boicotat și m-am dus, iată, în circunscripția 33, unde cu bicicleta, din sat în sat, din Băcioi, din Sângera, din Revaca, Dumbrava, Trușeni, Durlești, Codru, am strâns 510 semnături, dar, iată, mafia a considerat că nu sunt bune semnăturile mele și m-au scos din cursă. Votați, dar pe cine aveți, pe cine ați susținut până acum. Continuați să votați. Și nu așteptați că o să mă puteți vota din Italia. De data asta nu o să mă mai puteți vota din Italia. Iulian Ungureanu insistă să-i dau citire mesajelor lui. Eu am citit cam tot ce mi s-a părut relevant. Cele care sunt doar saluturi sau laude la adresa mea, le-am evitat pe cât posibil. Avem aproape 1 oră de când vorbim în direct. Dacă mai vrea cineva să participe în dialog cu mine, să apese pe butonul verde din partea de jos a ecranului de la telefonul mobil și aveți grijă să acceptați rotirea automată a ecranului și să-l întoarceți pe orizontală, pentru că eu transmit și prefer formatul ăsta cinematografic și de televiziune pe orizontală, nu Instagram sau Facebook, cum filmați voi uneori pe verticală sau cel mai des pe verticală. Pentru că eu am formație cinematografică, eu sunt cu școală de regie, film și televiziune. Școală făcută la București și la Chișinău. De tot am învățat 8 ani cinematografie, dar iată, nu prea am unde să fac film decât reinventez și televiziunea și cinematograful și jurnalismul și le combin cu politica și cu activismul și fac ceea ce se numește proiectul virtual Curaj TV, împreună cu alte persoane
nu neapărat jurnaliști sau cineaști sau activiști ca mine. Da, îi consider videoactiviști pe oricine publică măcar un video pe Curaj TV. Așa că îndrăzniți, e gratis, voluntar, nici noi nu vă plătim, dar nici nu vă cerem bani ca să publicați videourile pe Curaj TV. Filmați și acum la alegeri și după alegeri, mai ales funcționari publici, mai ales polițiștii, filmați-i cu tupeu că aveți dreptul. Cum auzeam, a început să-mi vorba și a intrat cineva în direct, cum citeam pe un grup frătești făcut de mine recent pentru cei din Pepeni și din jurul Pepenilor și cineva zicea, este un candidat acolo de la blocul acum, care numai filmează și postează și om rău. Băi, filmatul și postatul e un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Și asta nu-i deloc un indiciu că acel om e rău. Nici filmat agresiv nu există, nici provocare cu filmat, pentru că, mai ales polițistul, funcționarul public, trebuie să fie pregătit pentru astfel de provocări și să răspundă adecvat în fața camerei de filmat, în fața telefonului, ca și cum ar vorbi cu un cetățean de rând. Cetățeanul de rând care și filmează nu are mai multe drepturi și nici mai multe obligații. El doar face uz de dreptul său de a se exprima, care exprimare înseamnă și primirea și recepționarea informațiilor pe orice cale, inclusiv calea video cinematografică. Traian Băroian zice că omul stresat rău de tot, că a încărunțit, se referă probabil la chertoacă, pentru că eu n-am încărunțit, iată, la ai mei aproape 46, încă nu prea am fire cărunte. Dar chertoacă, care e cu vreo 5 ani mai tânăr ca mine, se pare că încărunțește. E mai stresat. Cam astea au fost întrebările. Văd că nu mai sunt doritori sau doritoare de a participa cu mine în dialog. Și Timur, și Iulian, și Vladislav au vorbit deja cu mine, de ce nu îi invit. Alți doritori poate vor mai fi în zilele următoare, cel mai probabil după alegeri, foarte probabil de la București deja. Voi mai organiza astfel de live-uri și pe YouTube, și pe Facebook, și pe pagina mea de candidat exclus de mafie, și pe acest profil al meu, și pe canalele mele de YouTube, Oleg Brega sau Brega 2. Voi mai organiza live-uri. Trebuie să găsim și o soluție în locul care să înlocuiască Google Hangouts. Dacă vă amintiți, făceam dezbateri publice odată chiar zilnic, după aceea săptămânal, periodic, oricum le făceam, la care puteau să participe mai mulți oameni deodată. Acum astfel de dezbateri nu sunt posibile, ci iată doar interacțiuni câte maxim un om invitat în transmisiunea live de pe Facebook. Trebuie să găsim vreo soluție alternativă. Poate conferințe pe Skype, poate conferințe pe Facebook. O să încercăm să căutăm, acum că am scăpat de campania electorală, o să încercăm să căutăm soluții de interacțiune și de implicare civică ca să construim împreună o societate civilă viguroasă, sănătoasă, pe ambele maluri de Prut, indiferent dacă va avea loc în consecință unirea sau Republica Moldova și România vor exista, vor coexista ca state independente. Important e să existe pace, coeziune, armonie, bucurie în ambele state și mai ales în jurul tuturor oamenilor care populează aceste state, indiferent dacă sunt cetățeni sau nu, dacă sunt oaspeți, vizitatori. Iată, am zilele astea discuții cu niște activiști civici cu care ne gândim să facem o declarație în apărarea acelor studente din Israel care au fost expulzate de Republica Moldova după ce Universitatea de Medicină la care învățau le-a întrerupt contractele, le-a exmatriculat abuziv pentru un incident grav, dar nu atât de important încât să le pedepsești fără judecată, să le pedepsești într-un hal fără de hal,
cu blamare publică, cu discursuri de ură și se pare că ele sunt vinovate dacă au folosit forța împotriva unei femei care mai era și mamă și cu copilul la ea, dar se pare că acea mamă le-a provocat și le-a înjurat pentru vălul pe care le poartă femeile de religie musulmană și ele din Israel fiind erau, se pare, palestinieni sau nu știu ce, persoane de religie musulmană. Și iată, pentru că au fost provocate, s-au răzbunat în felul ăsta, n-au făcut bine, evident, dar nici statul, nici reprezentanții statului, mai ales președintele Igor Dodon, nu a procedat bine că le-a cerut declararea persoana non grata și a incitat lumea împotriva lor și împotriva categoriei din care fac parte ele, adică cetățeni străini de religie musulmană, migranți. Deci statul și oamenii și societatea care le-au urât, care le-au înjurat, care le-au amenințat, n-au procedat deloc civilizat și eu mă simt dezamăgit de felul cum a reacționat societatea moldovenească. Cred că neapărat trebuie modificate legile și trebuie să fie pedepsiți acei care în mass media, pe rețele sociale și de la tribune înalte pe care le dețin, la care au acces, incită la ură și la discriminare. Și în cazul celor fete de la Universitatea de Medicină, cred că ele au fost victime ale urii și a incitării la discriminare, victime ale xenofobiei. Iar xenofobia, e știut, poate duce la rasism, poate duce la neonazism, la manifestații antiumane, ilegale, la manifestații violente împotriva unor oameni care n-au nicio vină că s-au născut de o anumită etnie, de o anumită rasă, de o anumită culoare și vorbesc o anumită limbă sau împărtășesc o anumită confesiune, religie pe care au moștenit-o de la părinți. Nu te supăra că te întreb, Republica Moldova mi se pare că oamenii sunt un pic sălbatici ca și în Rusia. De ce? Întreabă Traian Bărăian și eu nu cred asta, nu cred că moldovenii sunt foarte deosebiți de ceilalți români. Poate că anumite trăsături, anumite atitudini le-au împrumutat de la ruși, dar nu se poate generaliza, pentru că sunt fel de fel de moldoveni, fel de fel de ruși, la fel găsești tot felul de elemente, unele mai certate cu legea și cu bunul simț, inclusiv în România, chiar în Parlamentul României, de exemplu. Și ce mai comentați voi aici? Toți au plecat la prima ocazie, nu știu despre cine vorbiți. Dacă nu mai aveți întrebări și comentarii, pentru că e aproape ora 10, mă gândesc să închid și să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă dau întâlnire în zilele, în seriile următoare, cel mai probabil după alegeri. Până atunci, neapărat să mergeți la vot dacă aveți domiciliu în localitatea în care sunteți sau dacă nu e foarte departe localitate, secție de votare unde aveți domiciliu. Mergeți și votați chiar dacă nu aveți pentru cine. Alegeți, mai ales dacă vă descurcați în lista concurențelor, dacă înțelegeți cine candidează, alegeți cu cap, inteligent. Votați cât se poate de mult femei ca să echilibrăm pe genuri viața politică și să fie cât mai multe femei implicate în politică. Nu ezitați să votați persoane de altă etnie, așa numiți minoritari sau persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități. Nu ezitați să faceți viața politică reprezentativă pentru societate. Să nu fie în viața politică numai bărbați, numai heterosexuali, numai albi și numai majoritari vorbitori de limbă română.
Na, ca limbă maternă, pentru că un funcționar public cred că ar trebui să vorbească neapărat limba oficială a statului, deci să vorbească și română, dar poate să aibă accent, poate să îl cheme Istvan, Igor, poate să fie rus, găgăuz. Votați oamenii cu încredere, mai ales dacă au capacități, abilități și dacă s-au arătat până acum intransigenți, intransigente, curajoși, curajoase, onești, incoruptibili. Important e ca politicienii să fie onești, eficienți, să nu repetăm istoriile de până acum când tot felul de corupți au ajuns în poziții foarte înalte sus. Și e vina noastră că nu știm să discernem, să alegem, să-i respingem pe acei compromiși. Noroc!